Domn primar, vă spun, pasăre, mai frumoasă ca Costel nu găsești în tot satul. Da. Deci, Brânzoie, nu știu cum să spun, în primul rând, Costel e frumos. Da. Și tu l-ai pus și mai mult în valoare cu botoșei ăștia, cu căcilița aia și fularul ăsta. Și în al doilea rând, nu știu cum să zic, că n-aș vrea să-l supăr pe Costel. Costele, te rog eu frumos, nu te supăra. Deci dacă ar fi fost un concurs de mascote cu curcani, sincer îți spun, eu l-aș fi propus pe Robi, dacă înțelegi ce vreau să zic. A zis ceva de mine, domn primar? Te-a făcut curcan. Așa e, domn primar. Dragi mă și bag acolo. Domn primar, să știți că eu nu plec de aici până nu ne scriu pe Costel la concurs. Pentru că eu am muncit toată noaptea la el și vreau să se înscrie la concurs. Bine, Brânză, uite, acum o să fiu sincer cu tine, pentru că mie chiar îmi place de Costel, pentru că eu sunt un ecologist, toată lumea știe că eu oricum nu prea mănânc carne. Deci, îți spun cu părere de rău, concursul deja a fost câștigat. Ce vezi tu aici pe masă este exact lucrarea care a câștigat acest concurs. Asta, Brânzoi, este emblema satului nostru. Pot să mulțumesc, să mă felciți și ura și la gară. Ce ura și la gară, domn primar? Eu vreau să-l înscriu pe Costel la concurs, nu plec de aici, și chiar vreau să câștige, pentru că este dreptul lui, să știți. Și e și dreptul meu, că eu de-aia îl reprezint pentru că este minor, de-aia am venit cu el. Băi, Brânzoi, dar tu chiar nu înțelegi, mă, că rezultatele concursului au fost afișate? Uite, îți promit că data viitoare, când o să mai fie concurs, te anunț în timp și mai ales pe Costel, că mi-e drag, chiar îmi face plăcere. Vă aștept la următorul concurs. E bine așa? Nu e bine așa. Ce crezi, că te las așa să câștigi cum vrei tu, să știi că te pun contestație? Ce să faci, mă? Dalida, unde pot să depun și eu o contestație? Ia dați, mă. Contestație? Că ce? În primul rând că nu lași pe Costel ca să participe la concurs și e dreptul lui ca cetățean, că e și el locuiește cu noi în comună, ca și mine, e la fel de cetățean, ca să știi, și în al doilea rând, ce e emblema aia, domnule, ce urâtă e? Uite, până și Costel e agitat. Cred că vrea să mânce din ștuletele ăla, că până la noi e doar un ștulete. Bă, Brânzoi, ea vorbește frumos de emblema lui domn primar, că îți dau amendă, mă. Băi, Robi, se poate, mă, una, două, gata, dăm amenzi, ia taci din gură, că n-ai dreptate. Brânzoi are dreptate, că și el concetățean, și el, și mai ales Costel. Deci, te rog eu frumos, Brânzoi, scrie acum contestația și vine-o mâine cu alea primării. Ești mulțumit? Hai, că am treabă, pa! Chicago Bulls! Băi, rață, tu ești, mă? Ia! Cum v-ați dat seama, domn primar? V-a plăcut, a? Ca lumea! V-a plăcut? Da. Am venit să mă înscriu și eu la concursul ăla. Vreau să câștig premiu mare. 1000 de euro! Vezi serialul pe Voio.